Ieri Alina Drăgoi, o adolescentă de 15 ani, și-a făcut curaj și a povestit despre comportamentul nepotrivit al consilierului local municipal Florin Toader cu angajații teraselor pe care le deține în Drăgaică. După ce au văzut interviul fetei, alte adolescente, dar și părinții acestora au povestit astăzi experiențele dramatice prin care au trecut. Una dintre ele este Adriana Colniceanu, o tânără de 17 ani care s-a angajat chelneriță pe una dintre terasele consilierului PSD Florin Toader. Aceasta susține că a fost bătută cu bestialitate de Florin Toader după ce nu a mai suportat avansurile acestuia cu tentă sexuală și l-a anunțat că își dă demisia. A început Drăgaica, programul a fost de la ora 8 dimineață până la ora 12:01 noaptea, două chiar, când se termina cu ultimul client. Apoi șeful a început să propună multe lucruri. I-am spus vreau să fii foarte explicită. Ce ți-a propus? Să mă întâlnesc cu el, dacă pot să țin un secret, că nu aș avea nimic de pierdut, că el ar putea să-mi asigure un loc în societate, să mă dezvolt ca individ, având în vedere că sunt mai mică. A doua zi s-a făcut o listă cu numerele la fete, m-a sunat, mi-a spus să mă duc acasă, i-am spus că nu, că mă duce tatăl meu. I-am spus că nu mai vreau să lucrez în condițiile acestea, că i-am spus că sunt mică, dar asta nu înseamnă că nu-mi dau seama unde vrea să ajungă. Și a doua zi, când am fost să vorbim de salariu și a spus că o să vi-l dau la sfârșit când se termină, veniți, apoi m-a chemat pe terasa cealaltă și a început să tragă de mine, nu am vrut să stau, m-a luat la bătaie și cam asta a fost. Cu sprijinul părinților, Adriana Colniceanu a făcut plângere împotriva consilierului PSD Florin Toader și așteaptă ca oamenii legii să îi facă dreptate. Mi-a dat palme, m-a împins, mi-a dat un pumn în spate, apoi iar m-a împins, au venit și polițai care erau prin zona pe acolo, prin Drăgaică, mi-a luat declarație, el a plecat în acel moment, n-a vrut să stea de vorbă cu poliția. Am fost la spital să-mi fac certificatul medico-legal. M-am întâlnit a doua zi cu secretara acolo, se interesa dacă am ajuns pentru certificat. Mi-a spus să mă duc marți să-mi iau certificatul, nu a vrut să-mi-l dea, a spus că peste 2-3 săptămâni. Și acum poliția a spus că o să ia legătura, că nu este ok ce se întâmplă. În acest caz, polițiștii au întocmit dosar penal pe numele patronului consilier și au demarat o anchetă, în urma căreia vor stabili ce măsuri se impun. Poliția a fost sesizată de către o minoră în vârstă de 17 ani, în cauza a fost întocmit dosar penal și se fac cercetări pentru stabilirea tuturor aspectelor în cauză. Lucrurile nu se opresc aici. La adresa redacției curg reclamațiile cu privire la comportamentul consilierului. O altă adolescentă angajată în Drăgaica a povestit părinților cum a fost bruscată, ținută 18 ore în soare și obligată să consume alimente alterate de către Florin Toader. Deci a trăit o experiență de coșmar. Deci s-a angajat pe data de 5, cu salariu cu astea nu se știe, și în toate aceste zile, un program de 18 ore pe zi, nu a mai făcut față. Au fost tratate ca niște animale. Deci nu avea voie să mănânce nimic, nu avea voie să bea nimic. Erau ținute în soare ca să cheme clientela din Drăgaică, să servească micii la domnul zis patron, cel mai tare patron din Buzău. Și la un moment dat, după 12 zile de coșmar, am hotărât să o luăm. Ce să vă mai zic? Deci avea rația de 10 lei pe zi și, bineînțeles, îi rămânea marfă nevândută. De 4 zile le-a dat carne stricată să o mănânce pe aia din frigider. I s-a spus că nu-i va da niciun ban. Deci după 12 zile de muncă silnică, sclavie. A luat-o de umăr, a aruncat-o peste o masă și a zis că dacă asta consideră ea, s-o prostii de-astea, cuvinte obscene care i s-a adresat. Și nu numai ei, la tot personalul.
Toate adolescentele care au plecat de la locul de muncă oferit de Florin Toader susțin că nu și-au primit banii cuveniți. Într-o declarație dată ieri reporterilor Campus TV, consilierul Florin Toader a susținut că toate aceste acuzații îl amuză și că este nevinovat.